și la propriu și la figurată în lumina reflectoarelor după ce ați reușit să deveniți campion de iarnă, să spunem așa. Cum a fost pentru tine? Da, este un lucru important. Am realizat ceva foarte măreț aici la Academie. Sperăm să continuăm la fel, să terminăm și la sfârșitul sezonului pe primul loc, să ieșim campion. Ne bucurăm. Avem și o petrecere frumoasă, domnul Hagi ne-a organizat, este un antrenor foarte bun și sperăm în continuare, cum am mai spus, să rămânem acolo sus până la finalul sezonului. S-a apucat să înveți singur? Nu, acum prima oară când l-am auzit, o să-l învățăm până ne întoarcem din vacanță, avem timp să-l învățăm. Spui să rămâneți, rămâi și tu la viitorul? Da, eu îmi doresc să rămân, vrem tot să rămânem aici. Numai că multe echipe vă curtează. Da, am început, da, așa, am început un drum împreună toți, sperăm să-l ducem la final și la sfârșitul sezonului să ieșim campioni. Acesta este obiectivul nostru al vestiarului. Aștepți o ofertă clară din partea Stelei, care tot a anunțat că are nevoie de tine? Nu vreau să vorbesc despre Steaua. Iau problemele lor acolo, dacă se gândesc și la mine și fac o ofertă bună, domnul Hagi va decide, dacă vrea să mă dea la Steaua, mă voi duce. Răzvan Marin spunea că nu vrea acolo. Că sunteți pe stake. Da, nu știu, părerea Răzvan Marin, Steaua este un club important în România, cei mai mulți bani, ați văzut ce sume dau pe jucători, e important e să-mi facă treaba la viitorul și după vom vedea. Ce e mai important pentru tine, că ești acum cu viitorul pe primul loc sau că ai debutat la Națională și că te-ai și impus? În primul rând, cel mai important obiectiv pe anul acesta a fost că am debutat la Națională. Mi-am dorit să debutez, a fost un vis de mine de când m-am apucat de fotbal. Pe urmă, sunt la echipă la viitorul din divizia C, am promovat în divizia B, în divizia A și acum mai să fim pe primul loc. Mă bucur acest lucru și înseamnă că am făcut și noi ceva pentru domnul Hagi. Anul trecut, domnul Hagi a spus că vă înscrieți și vă invita pentru titlu, ați avut un play-off dezastros. Acum v-ați maturizat, ați învățat ceva? Am învățat din greșelile de anul trecut și cu siguranță nu se vor mai repeta. Ați văzut că și jocul este altfel, suntem mulți jucători din Academie, ceea ce este un lucru foarte bun, ne cunoaștem toți între noi. Anul trecut au venit mulți jucători în iarnă și ne-a destabilizat, să zic așa, puțin. În afară de Steaua, mai vezi un candidat serios? Sper că ai spus de Steaua, că e un lucru important care... Da, Steaua în continuare rămâne principala favorită la titlu. Mai sunt, mai este și Dinamo și Gazmin Tamina, ați văzut că merge foarte bine. Nu știu dacă Astra va intra în play-off și cu siguranță și Astra va avea un cuvânt de spus. Sunt multe echipe acolo sus care ne bată. Mulțumim! Mulțumim.